Bună ziua și bine ați venit la ședință. Deschidem lucrările de ședință astăzi. Pentru început, dacă sunt anumite obiecturi la procesul verbal la ședința trecută. Dacă nu sunt. Până la mod procesul verbal la ședință. Țineți cu timpul. Dacă cine e cineva, mă plică. De toată lumea. La ordinea de zi, dar o să citească domn primar, o să vă spun și el. O mai avut o completare la punctul cu rectificarea bugetară, sunt niște bani veniți pentru rectificarea. Da. După ce au dat materialul ședință, sunt venit și adresa cu bani. Luni. Sunt de acord ca în același proiect, da. Dar în același proiect, vorba de care este pentru recent. Dacă sunteți de acord cu completarea la cine este bine. Dar cine cineva? Dacă vă dă domnul cineva, îi citeați ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan Vestul Bacău pe 2022. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților primarului în Consiliul de Administrație al Școlii. Dar primarului prin dispoziție? A primarului prin dispoziție, iar a Consiliului Local încearcă și în respectivul. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Balcan în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului la a unui unități de administrație Balcan pe ședința adunării generale. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local Bărței privind aprobarea regulamentului de modul de organizare și utilizare a microbuzului. Din mod de utilizare a microbuzului pentru transport scolar, la fost stat în SFT, proprietate privată a Comunei Balcan. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economice a deritului general realizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri locale în satele Balcan, frumoasă schipă, frumoasă Vestul Bacău, aprobat pentru finanțare prin PNI, Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului diverse. Da. Supun la votul unanim. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Potrivă? Da, da. Nu rugând. Trecem la primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru bugetul local. Dacă sunt discuții la acest punct în ordinea de zi. Vreau să vă zic domnul Barna? Da. Văd că sunt niște bani care i-ați atribuit pentru cămine culturale. În fiecare an sunt bani la cămine, dar poate vă hotărâți și dumneavoastră să montați niște aer condiționat. Ori aici, ori la Frumoasa. Vedeți, a spus centrala aia. Nu știu câte nu se fac iarna, dacă puneați aer condiționat în aparat, sau două, sau trei, sau patru, câte sunt necesare, fac și răcoare vara și căldură iarna. Eu cred că era mai isteață mișcarea. Da, mă rog. Dacă vreți să țineți cont, dacă tot aveți bani. Și în ședințele trecute, văd că aveți și pentru spații verzi niște bani aici, 5.000 de lei. Vreți să plătiți caii din prin parcuri? Ce spuneți? Caii de prin parcuri? Sau ce faceți cu banii ăștia? Eu nu știu, la spații verzi. Fiecare an bani la spații verzi. Dar ce faceți cu ei? Că nu se vede nimic. Vreți să faceți curățenie în spatele, în spatele la dispensarului verzi, la rățeni? La spații verzi intră și parcările, unde putem cheltui bani. Și mai avem o datorie. Am înțeles, am înțeles. Da. Dacă vine vreo factură de la caii verzi, poate știți mai bine, da, nicio problemă. Plătim, că asta e. Și are contract cu primăria. Dacă mai vrea cineva să intervin, domnul Vânga.
Am înțeles că în ultimul timp au fost două nunți aici, nu funcționează WC-ul. Să-l trece să... Așa mi s-a spus că nu funcționează. Eu am întrebat. Dacă ceva defect la el nu merge, să nu facem. Putem verifica, dacă da. Nu e, dacă încerc. Nu, de ultima momentă, ce acolo, când am pus mesă până în de asta? Vasile. Să nu te vină. Chiar? Trebuie să plecat, s-a plecat oamenii acasă, nu s-a putut să trebuie și la WC. Așa duc după camin. Nu, deci am făcut chiar în nu ceva de râs. Ca să nu-i deranjeze, probabil, având cele două mese. Nu, dacă funcționează, nicio problemă, eu am spus. Atât la primul punct. Deci dacă ceva nu curge, ceva să fie reparat. Dacă mai avea cineva să intervină. Dacă nu, supun de labă. Cine este pentru? Da. Să abține cineva? Împotrivă? Deci până la punctul 2 la ordine de zi. Cu desemnare implementată cu bani. Da, propun ca să rămână tot domnul consilier Leahu cu domnul Gâlnă. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este de acord ca cei doi consilieri să fac parte din Consiliul de Administrație al Domnului? Dar cine cineva? Împotriva? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Da, mai trebuie un reprezentant la CEA. Aici trebuie să trece în minus 2, că noi nu votăm. Mai trebuie, da, un reprezentant nu, trebuie, în CEA. Un în CEA, unul la 2-3. Da. Și unul din partea primară, da. Care e la partea primară în dispoziție. Deci la merge din dispoziție primară. Da. Dar nu trebuie, doar, nu trebuie Consiliul Local. Și atunci pe care îl trecem, domnule Apă, din partea Consiliului Local. Rămâne cum au fost până acum. Toți, nu mai pot alte propuneri. Da, trecem la punctul 3, ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Balcane în ședința adunării generale a instituționalilor. Aceea ar fi în fiecare lună, primarul reprezentant. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu supune la voi, cine este pentru? Dar ține cineva, potrivit, patru. Da, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL numărul 87 din 27-11-2014, privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport școlar, proprietate privată a comunei, pentru anul școlar 2022-2023. Da, e trasie, un microbuz, domnul Da. Care e microbuz? Andere. Aici văd de secolul. DTS-ul, a școlii. DTS-ul, da. E vorba de la care e proprietatea prima școală. Eu văd că e al primăriei aici. Da. Păi microbuzul nu mai e. Este, a avut accident. Îl repară. Când normal de fiare. Și formalificare de domnul. Nu e așa, e un pic dreapta acolo, n-am fost mai fața. E destul de rău. E destul de rău, se repară, sunt rupt trenuri. Dar ar fi o bucurie să fie așa, domnul Fărat. Exact ce nu mă interesează, eu vreau să-ți vorbesc. De ce vorbesc, nu te interesează? Am voie să vorbesc? Da, bata, dar nu mă urmă de fel. Nu exagerați. Anul trecut v-am spus, adică v-am spus. Și repede sunteți frate. Da. Foarte răi. Trebuie exagerat. Știu cum duce mașina, nu? Ce am să zic? Toți șofieri, domnule, poate întâmpla la orice. N-am zis nimic de faptul că a avut accident. Eu vreau să zic altceva. Da, dar nu e exagerat. Domnul primar și cu domnul vice mi-au zis că eu am ormani de fiare la poartă și ale mele toate funcționabile. Deci, nu știu, trageți concluzii. Poate vreau să zic că pierd vie, dar nu e. Bun, pot să spun termin ideea? Bun. Eu anul trecut vă propuneam, dar n-ați ținut cont de chestia asta, să faceți cumva, știam că vor fi bani, să faceți un proiect, să mai luați un microbus. Nu ați zis mea până chiar o zis domnul Raț, am zis și eu, mai nu, eu am zis lume. Și am venit cu propunerea să cumpăr. Da, normal, da. De acum 2 ani am să cumpărăm un microbus. Da. Așa. Dar ținând cont de alte priorități,
Le-am rezolvat pe ele. Pe alea, nu pe ălea. Alea. Eu revin. Poate faceți vreun proiect și faceți jos din microbus și perioada cât va fi reparat ăsta, cum procedați cu copiii? Eu am doi copii care trebuie să ajungă la școală. Și mă interesează în calitate de părinte, nu vorbesc în calitate de consilier local, ci vorbesc în calitate de persoană care a stat de vorbă cu alți părinți care au copii în școală. Nu, eu vă întreb, pe perioada până se repare microbuzul, cum veți proceda? Mai avem un microbuz. Copii, care nu va face față. Fata mea azi dimineața a întârziat o oră. A venit cu o propunere chiar acum. Da, închiriați un microbus. Să închiriezi un microbus? Da, până când se repară asta. Nu costă cât... Dacă tot aveți bani, văd că aveți bani, să dați pe la parcuri, pe la spații verzi, pe la... Dacă tot aveți bani, prioritatea ar fi copiii, să ajungă la școală, să nu vorbească pe dumneavoastră. Să ajungă la școală, să facem tot posibil, găsim soluții ca să ajungă copiii la suntem școală. O nație terminată. Dar nu o să trimit ajung copiii noștri să vorbească ca dumneavoastră. Nu o să... Da, sau ca tine. Nu o să închirez un microbus, să aducă copiii din clasa 8-a la școală, de la Podul la Mare sau din centrul Balcanului. Eu v-am propus să închiriați, să ducă copiii care erau duși de microbusul care a avut accident. N-a spus nimic de faptul că a avut accidentul, se poate întâmpla oricui. Nu săriți așa în capul meu. Eu vreau să vă propun să închiriați un microbus pentru a nu lăsa de izbeliște toți copiii care erau transportați cu microbusul care a avut accident. Deci reparația nu costă mai mult de două, nu durează mai mult de două zile. Reparația? Reparația, că e aripa din dreapta și... Nu, au trecut trei zile de când păi am nu, dar asta depinde de poliție, că trebuie... Probabil că știți că aveți permis, sunteți super dotat în idei din astea care era. Trebuie luat de poliție să-i facă verificare. Ăsta era un accident cu victime, dacă nu știți, vă spun eu acum. Așa. Și când suntem liberi de la poliție cu microbusul, în două zile repară. Am vorbit cu reprezentant. Și dacă poliția întârzi o lună? Nu, treaba poliției, nu e a noastră. Poliția nu e a noastră. Eu am propus, pentru că lumea e foarte nemulțumită că nu mai au cu ce ajunge copiii la școală. Să mergeau pe jos. Știți că pe timpul nostru numai pe tine te ducea cu mașina doamna Luminița la școală, noi mergeam și pe jos, mai aproape. Domnul primar, să vă explic ceva. Nu mi-a explicat. Eu am mers pe jos de acasă până la Frumoasa, din clasa a doua până în clasa a șasea. Nu e dacă, ca să ne contrazic, te duceai până la peste drum la doamna Luminița sau ce era așa, directoare sau învățătoare și te ducea cu mașina la școală. Nu zilnic, nu zilnic. Dar 4 ori pe săptămână, da. De 5 ori pe săptămână? Nu, vorbesc prostit. Nu cred că m-a dus niciodată pe mine doamna învățătoare cu... Nu, dar chiar ea sunt vecini. Nu, eu n-am vorbit cu ea, dar sunt trebuie vecini. Omul mai are pierdere din omul. Aoleu, poți să nu mai crezi vecini. Dar nu știu, ce să vă întreb? Eu îl duceam pe frățiorul tău și doamna Lomnița pe tine. Da? Eu-s martorul care te-am... Uite, domnule, martorul ei. Dar nu, când? Cel mai bun martor este... În clasa 5-a mă duceați dumneavoastră? Nu, băi, de la 1-4, mă refer. Păi eu am spus până în clasa 6-a, domnule Leahu, fiți atent. Dacă nu țineți pasul, abțineți-vă. Până în clasa 6-a ce-ai făcut? Cum ce-am făcut? Cu ce te-ai dus? Doamna Lomnița nu te-a dus niciodată pe tine. Și eu nu mi-aduc aminte. Pierderi din memorie! Hai, nu știu, ați deviat discuția. Treceți la acel ăsta. Mai e cineva care vrea să... Ce faceți cu microbuzul? O să găsim soluții ca să mulțumim și părinții și copiii. Eu asta v-am spus. Nu știu, de ce ajunge discuția la mine tot timpul? Mai vrea cineva să intervină la punctul ăsta? Supune la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Potrivă? Da, spune punctul. Eu am vorbit și eu. O să găsesc soluții. Fiți direct, poate schimbi ora, funcție de microbus. Pe jos, separat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție, a indicatorului tehnico-economic, așa, privind modernizarea drumurilor locale în satele Balcan, Frumoasa și Schitul Frumoasa. Aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții a Gresalinii, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local prin realizarea obiectivului. Dacă sunt discuții la punctul ăsta cu modernizare de drumuri locale de satele menționate. Domnul Gânga. Da, văd aici la 4.394.812 lei.
E o sumă cam mare, de unde o plătim noi din buget? E aproape 900 de, da, de mii de euro. Da, da. Din suma asta, deja drumurile care sunt în curs, la Frumoasă și la Bacan Marginea, fac parte, și strada Prundului, care ați aprobat-o. Deci drumurile astea fac parte din cofinanțare. S-au achitat. S-au achitat. Și noi cât? 5 sau 10% cât cofinanțăm? Diferența de la 12 milioane care le dă Ministerul până la 16.399. Da, am înțeles. Care înseamnă 4 milioane. Da. Mai vrea cineva să intervină? Bine. Spune la voi, cine este pentru? Să abține cineva? Potrivă? Totul lumea de-a fost. Trecem la diverse. Dacă vă înscrieți acolo. Domnul Gânda, lăsăm micrăciun. Da, sunt niște cetățeni din zona Știrbăț și m-am dus și eu și am văzut. Unde se duc și duc gunoiul chiar acolo în capăt, deci când se termină, este făcut la Știrbăț drumul, după ce se termină gardurile, este un loc de întors. Dacă vine o mașină de la Dedeman sau cu, acolo trebuie să întoarcă. S-au pus gunoi pe albe, dacă vine o apă mare, se înfundă poreții. Deci ar trebui făcut ceva, nu știu, odată am votat parcul la Ghidionul sau unde, trebuie făcut un spațiu de gunoi de ăsta, de la construcții. De dar duce și menajer duce acolo, îi jale ce acolo. Deci când vine o mașină, să zic, s-o dus până în capăt acolo, trebuie să dea înapoi 200-300 de metri cu spatele, că nu are un întoarce din cauza platforma aia care îi întoarce de acolo, că se poate întoarce, îi țină cu gunoaie. La Știrbăț. Trebuie dus, văzut și luat în calcul ce se poate face. Da, toți știu că e gunoi acolo, dar nu știe nimeni cine îl duce. Nu știe nimeni cine îl duce. Dar cămările alea care vor veni sau da, au venit... Da, păi până vine... Ei, ar trebui pusă în fondare și îi găsăm pe fiecare. Căș. Putem? La căpățâna era și la pensie, era cineva care scotea gunoiul la gura aici. Săptămâna trecută nu era luat, acum a desemnat ea cineva să le iei. Nu cu tractorul primării, în fiecare lună. În fiecare lună, da? Și ne oprim și la băncuțele care le-am, la băncile care s-a dus. Deci foarte mult le-am blocat în curte. Nu știu, băncile sunt publice, după cât da. Știu, da? Și... Nu-i frumos ca băncuța să o vezi chiar și la Irinii, dacă vă duciți, banca e pusă în terasă și e dusă pe o săptămână. Trebuie să faci ceva, dacă e bancă publică, să o pună la poartă sau dacă nu, să meargă să o predei înapoi la primărie. Deja am început o acțiune cu poliția locală, în funcție de care are banca în curte, o să-i scoatem afară, le montăm noi la poartă, dacă nu le dăm la altcineva. Să le-au cerut ei, climontează ei sau... Da, îți climontează ei ca să mă-i legodată în corte. Sunt, da, vreo 10 care nu mi-a spus. Trebuie scoasă, că m-am uitat, sunt chiar oameni gospodari și nu cred că au ajuns el la o băncuță care un bătrân se poate odihni când trece la deal la bare. Băncuța trebuie scoasă la poartă. Nu au cu ce să le pună angajață de la primărie să le monteze.